Eu. Țineam cartea ridicată din nou pentru că nu l-ați numit, dar l-ați sugerat pe cel pe care, și vreau să vă întreb dacă regretați că chiar cartea asta o aveați în mână, cred, la Cexul de la Snagov. Sunt 15 ani de când l-ați comparat pe Ponta cu micul Titulescu? Da. Asta era cartea, da. Așa arăta. Regretați? Nu. Eu cred că Ponta are calități deosebite de un politic. Din păcate, nu știu dacă are calitățile necesare sub aspectul loialității. Madame Albright spunea la un moment dat, la Washington sunt foarte mulți oameni deștepți. Sunt foarte puțini cei care sunt și loiali. Și vorbea despre Condoleezza Rice atunci. Deci eu cred că asta este problema lui Victor Ponta și, din păcate, calitățile lui au fost în ultima vreme depășite de ceea ce a apărut a fi defecte și de felul în care s-a poziționat, fără să știe să aștepte. Un om politic trebuie să știe să aștepte. Această nerăbdare l-a adus dintr-un loc într-altul, l-a făcut să piardă simpatia unora dintre prieteni. Am fost la Baia Mare. O organizație de acolo, îmi povestea cineva, avea o întâlnire cu pensionarii, din organizația de pensionari, care n-au vrut să intre în sediu până când n-au fost date jos fotografiile cu Ponta. Deci, de ce? Pentru că el, acționând în unele lucruri, sigur că are dreptate, unele dintre analize, cum și Moise are dreptate, textul lui trebuie citit cu atenție. Nu sunt de acord cu felul în care a procedat. Nu că ar conta pentru el sau pentru altcineva, că nu sunt eu de acord. Dar textul lui trebuie citit cu atenție. Sunt lucruri care trebuie urmărite și trebuie acceptate ca atare pentru a căuta soluții. Ori la Ponta s-a întâmplat exact același lucru. Și de asta nu regret, cred că avea calități foarte bune. Nu știu dacă va reuși să treacă de ceea ce înseamnă impedimentele legate de ceea ce unii reproșează, și anume lipsa de caracter. În momentul acesta ține prima pagină a ziarelor, câte au mai rămas desigur, dar prima pagină a emisiunilor, cu dezvăluirile pe care le face despre Porc, despre Liviu Dragnea, despre întâlnirile de la diferite case. Vreau să vedem ele sunt uneori și amenințări voalate, că sunt poze, dar nu le am eu, că o să apară poze. Vreau să vedem o scurtă declarație făcută de Victor Ponta și să o comentăm. Îl cunoașteți foarte bine. Îl cunoașteți foarte bine. Practic, l-ați și inventat politic. I-ați dat aripi. Adevărul că nu-l mai recunosc în ultima vreme. Nu-l mai recunoașteți. Chiar dacă poate că îl cunoșteam într-o vreme sau poate că nu l-am cunoscut suficient. Hai să vedem Victor Ponta. Scurt. De ce nu v-ați făcut și un selfie cu el la acele întâlniri? Sau dacă v-ați făcut, unde avem, sunt pozele? Avem selfie. Nu știu, bănuiesc la domnul Dragnea și la mine, nu? Și nu l-a arătat și nouă? Nu. Nu considerați oportun? Fotografiile private, am foarte multe fotografii în diverse situații și am avut suficient de multe întâlniri cu domnul Dragnea, despre care nu trebuie să vorbesc decât dacă au relevanță pentru ceea ce se întâmplă în anul 2017-18. Dumneavoastră ați fost la acel eveniment fericit, Pomana Porcului, nu? La noi în România e eveniment fericit. N-am fost chiar la acel eveniment, dar am participat la alte evenimente și alte întâlniri, evident, alături de Liviu Dragnea și de alți oameni, da. Alți oameni, printre care și Chioveși, în aceeași formulă? Au fost întâlniri la care a participat și doamna Chioveși, alături, repet, de domnul Dragnea, de domnul Oprea, de alți oameni. Erau și alți președinți, da, la diverse întâlniri. Mai sunt persoane publice, politicieni cu funcții în statul român în acest moment, care au participat la acele întâlniri despre care nu Sigur s-a aflat că da. Că au participat? Sigur că da. Și de ce nu sunt enumerate și acele nume în spațiul public? Pentru că, spre deosebire de domnul Dragnea, acele persoane n-au spus niciodată că nu îi cunosc pe oamenii respectivi, că, vedeți, aici până la urmă e o regulă de bun simț. Nu vorbești singur, dar nici nu minți când ești întrebat. Domnul Dragnea a mințit și atunci, fiind mințit, au apărut dovezile nu doar de la mine, pentru că primele relatări au fost de la diversi jurnaliști și alți oameni care au participat. Cine era gazdă? În cazul meu, gazdă era un om care sunt și rudă, domnul George Maior. George Maior, directorul SRI la acea vreme. La acea vreme. Și nu vă deranja că la aceste întâlniri participă și procurorul șef al procuror general al României? Nu vi se părea nepotrivit? Pentru doamna respectivă era nepotrivit. Cred că trebuie să o întrebați. Pentru mine nu era nepotrivit, eram invitat de o rudă. Acele întâlniri de altfel au și încetat la un moment dat. De ce au încetat?
Pentru că nu am considerat că mai vreau să... Domnul Dragnea a participat în continuare în calitate de președinte al PSD. Dacă am fi avut mai mult timp, voiam să iau ceva, un fragment din Ferma Animalelor, din, sigur, desenul animat, dar cartea ar fi foarte valoroasă acum. Bun, dar... Ce se întâmplă? Explicați-mi. Eu pot să vă spun interpretarea mea. Vorbim despre anul 2013, nu? Da. În anul 2013, eu eram între condamnarea din 2012 și înainte de condamnarea... Avem din și imaginile din Ferma Animalelor, exact cu momentele acelea de final, când porcii au preluat conducerea după ce îndepărtaseră oamenii. Deci, între prima condamnare din 2012 și a doua condamnare, deci după ieșirea din închisoare de la Jilava și condamnarea din ianuarie 2014. Deci, eu constat că colegii mei de partid petreceau sărbătorile cu reprezentanții statului paralel și că organizau viitoarea structură, configurare a parchetelor, independent de ceea ce, până la urmă, eu credeam că îi afectează. Lucrurile astea mi se pare oarecum dureros, privind acum și încercând să pun cumva în paralel lucrurile mele și lucrurile care s-au întâmplat aici și despre care povestește Ponta. Ponta, oricum, pare că, sau rezultă foarte clar că el era unul dintre participanți, era parte la acest proces. Invitat de o rudă. Sigur, lucrurile sunt valabile și pentru alți colegi, dar el nu are dreptate nici atunci când are dreptate. Pentru că felul în care el prezintă acum lucrurile, după ce a fost de acord cu anumite lucruri, de la punctele lui Barroso atunci când i l-a dat în brațe la Bruxelles, la unte dintre lucruri, numirea doamnei Kövesi și așa mai departe. Eu nu cred că, până la urmă, are atitudinea și abordarea necesară, morală, pentru a-l critica pe Dragnea. Nu că sunt de acord cu lucrurile pe care le-a făcut Dragnea, sau, în sfârșit, se spune că le-a făcut. Dar, pe de altă parte, Dragnea acum este o țintă pentru un grup de oameni care îl sprijină pe Traian, pe Iohannis pentru al doilea mandat, în mod evident, și se vede din declarația referitoare la Teldrum care sunt elementele importante, sintagmele importante pentru manipularea prin formule negative, spre exemplu, grupul organizat și realizarea unui grup infracțional organizat. Această poveste trebuie să îl facă pulbere pe Dragnea în opinia publică. Și a doua chestiune, prejudicii foarte mari pe ideea unei manipulări prin cifre mari. Deci, dacă te uiți la mecanismul de atac, descoperi anumite lucruri. Sigur, Ponta putea să tacă, în definitiv. Sigur, el putea, după părerea mea, să lase deoparte sentimentul lui de frustrare și să nu iasă cu toate rufele în piața publică să le arate acolo. Pentru că rufele astea sunt murdare și din cauza lui.